Unii oameni nu înnebunesc niciodată. Ce vieți oribile trebuie să ducă. La 25 de ani, oricine poate fi un geniu. La 50, deja trebuie să faci ceva ca să fii. Generozitatea poate fi găsită uneori în mijlocul iadului. Trebuie să mori de câteva ori înainte să trăiești cu adevărat. Deseori, oamenii fără moralitate sunt considerați mai liberi, dar majoritatea sunt lipsiți de abilitatea simțului sau a iubirii. Viața este frumoasă dacă îi dai voie să fie. Toate femeile sunt diferite. În general, par o combinație între cei mai buni și cei mai rău, dintre magic și groaznic. Totuși, mă bucur că există. Ce este teribil nu este moartea, ci viețile pe care unii nu și le trăiesc înainte de a muri. Oamenii care mănâncă 3 mese pe zi de-a lungul vieții nu au gustat niciodată cu adevărat mâncarea. Dacă vrei să salvezi lumea, începe cu câte o persoană. Să-i salvezi pe toți odată nu e decât romantism sau politică. Înțelege, eu nu iubesc lumea obișnuită. Eu am nebunia mea. Eu trăiesc în lumea mea și nu am timp pentru lucrurile care nu au suflet. Nimeni nu te va salva pe tine, în afară de tine, dar merită să o faci. În această luptă nu e ușor să câștigi, dar dacă e să lupți pentru ceva, atunci pentru asta. Problema omenirii constă în aceea că oamenii inteligenți sunt plini de îndoieli, iar cei proști sunt plini de încredere. Există lucruri mai grave decât singurătatea, însă, deseori, este nevoie de zeci de ani pentru a înțelege asta. Și cel mai des, atunci când înțelegem asta, este deja prea târziu. Nu este nimic mai grav decât prea târziu. Ambițiile mele sunt limitate de fricile mele. Noi suntem aici pentru a râde de greutăți și a trăi atât de grozav încât morții să-i fie frică să ne ia. Lucrurile devin rele pentru toți, aproape fără întrerupere. Iar ceea ce facem sub stres arată cine suntem de fapt. Rasa umană m-a dezgustat întotdeauna. În esență, ce îi făcea dezgustători era boala asta a relațiilor familiale, care includea căsătoria și schimbul de putere și de sprijin, și care, ca o lepră, ca o pecingine, devenea apoi vecinul meu de alături, cartierul meu, zona mea, orașul meu, județul, țara, poporul meu, toți pupându-se reciproc în fund, în același mușuroi, dintr-o frică și o stupiditate animalică. Arată-mi o persoană care trăiește singură și are bucătăria curată și ordonată și îți voi demonstra că în 8 cazuri din 9 sunt persoane cu un caracter detestabil. Niciodată să nu distrugi cu niște cuvinte ceea ce ai creat cu liniștea. Toți vom muri, cu toții, ce circ! Acest singur lucru ar trebui să ne facă să ne iubim unii pe ceilalți, dar nu ne face. Suntem terorizați și flatați de trivialități, suntem mâncați de nimic.
dacă ai reușit să păcălești pe cineva, nu înseamnă că acel cineva e prost. Înseamnă că a avut mai multă încredere în tine decât meritai. Cred că singurul moment când oamenii se gândesc la injustiție este atunci când li se întâmplă lor. Feriți-vă de cei cărora le place să stea în mijlocul mulțimilor. Singuri, ei nu valorează nimic. Potențialul nu înseamnă nimic. Valorează mai mult lucrurile pe care le faci. Aproape orice copil are mai mult potențial decât mine. Un intelectual vorbește despre un lucru simplu într-un fel complicat. Un artist vorbește despre un lucru complicat într-un fel simplu. Uneori, singurătatea nu înseamnă să fim singuri. Oamenii sunt ciudați. Se supără în mod constant din cauza lucrurilor superficiale. Dar când vine vorba de o problematică importantă, cum ar fi faptul că își irosesc în totalitate viețile, parcă nici nu observă. Asta este foarte important. Să te odihnești. Pacea este esența. Fără să oprești tot ceea ce făceai și să faci absolut nimic pentru anumite perioade, vei pierde totul. Să stai să nu faci nimic e foarte, foarte important. Și câți oameni fac asta în societatea noastră modernă? Foarte puțin. Iată de ce sunt așa furioși, frustrați și plini de ură. Ceea ce vrea o femeie este o acțiune. Ceea ce vrea un bărbat este o femeie. Gusturile proaste creează mai mulți milionari decât cele bune. Sufletul liber este rar, dar îl recunoști când îl întâlnești, în principiu, fiindcă te simți bine, foarte bine, când ești în preajma lui. Dragostea este o formă de prejudiciu. Iubești ceea ce ai nevoie. Iubești ceea ce te face să te simți bine. Iubești ceea ce este convenient. Cum poți spune că iubești o singură persoană când în lume mai există și alte zeci de mii de persoane pe care le-ai iubi mai mult dacă măcar le-ai întâlni? Dar nu le vei întâlni niciodată. Găsește ceea ce iubești și lasă-l să te ucidă. Cine vrea sex, vorbește despre toate, dar mai puțin despre sex. Dacă ți-ai pierdut sufletul și ești conștient de asta, încă ți-a mai rămas unul de pierdut. Normal că este posibil să iubești o ființă umană dacă nu o cunoști prea bine. Dacă ai abilitatea de a iubi, iubește-te mai întâi pe tine. Cei goli, cei supărați, cei singuri, cei păcăliți, suntem cu toții muzei ale fricii. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să apeși butonul de subscribe pentru a fi la curent cu următoarele clipuri. Și nu uita, până data viitoare, te rog, tai puțin pe gânduri.